cine a pus ceasul? Eu! Nu se poate, nu mi-am făcut somnul de frumusețe. Azi parcă trebuia să avem liber. Exact! Atunci de cine am trezit așa de vreme? Nu știu eu. De ce avem liber astăzi? Păi, nu știu. Pentru că este Ziua Națională a României. Exact. Și de aia trebuia să dormim, pentru că nu mergem la școală astăzi. Exact. Mie încârie deja mațele. Păi am vrut să fim primii la paradă. Ce paradă? Păi este parada de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, unde mergem frumos să vedem armata cum trece prin fața noastră cu tot felul de tancuri și, și cântă fanfara. Este foarte frumos. Oh, mie îmi plac mașinile de armate. Oh, poate vom vedea și avioanele de luptă. Oh, asta nu se va întâmpla, pentru că noi nu le vedem pe cer. Noi le vedem doar pe jos mașinile. Da, dar câteodată fac și demonstrații cu avioane, care coboară destul de jos ca să poată să fie văzute. Deci numai să nu-mi strice freza avioanele alea, pentru că dacă vin cu viteză, sigur vor face vânt. Apropo, Lara, să știi că am încă o farsă pentru tine. Ce farsă? Că de-am caz, măcar de 1 decembrie să mă lași în pace. 1 decembrie? Păi nu te voi lăsa. Dar voi știți de ce sărbătorim Ziua Națională a României? Nu! Eu parcă am auzit ceva la școală, dar nu mai sunt sigură. Păi pentru că pe 1 decembrie s-au unit cele 3 țări românești. Care? Păi, Țara Românească, Moldova și Transilvania. Și de atunci ne numim România. Da, așa că noi suntem urși din România și sărbătorim Ziua Națională a României. Wow, dar vor avea mâncare și la tarabe? Păi mă gândesc că vor avea mâncare. Da ce? Păi, de obicei, sunt tot felul de chestii la grătar, cum ar fi mici, cârnați și fasole la ceaun și multe bunătățuri. Oh, credeam că fasolea se servește doar la armate. Nu, toată lumea poate să mânce. Da, poate vor fi și sarmale. Sarmale! Sunt favoritele mele. Da, bine, voi numai la chestii din asta vă gândiți, dar bă, eu aș vrea și ceva mai sănătos, poate vom găsi niște fructe. Nu sunt acolo fructe, știu eu, doar dacă îți plac lămâile. Îmi plac lămâile, cred că voi mânca murături în cazul ăsta. Murituri? Ce gălăgie faceți voi aici? Chiar și cu... Căștile mele pufoase. Vă aud, da. Bruno, uite, tu ești deja echipat de Ziua Națională a României. Uite, ai costumul nostru național cum pe tine. Cum adică sunt echipat? Nici măcar n-am papuci de piele. Na, păi, acum trebuie să-ți cumpărăm niște pantofi de piele, pentru că niciunul dintre noi n-are, deși sunt foarte fashion. Păi, îmi plac papucii ăia. Da, nici nu știai că noi mergem la paradă. Ce paradă? Păi parada militară. Și vii cu noi. Păi, nu vin cu voi, că o să dorm. Nu se poate. Păi dacă vii acolo să fie gălăgie și nu o să poți să dormi. Păi, atunci mă voi duce înapoi acasă pe jos. Bineînțeles, tu te gândești doar la somnul tău. Somnul meu este somnul de frumusețe. Este al meu cel de frumusețe. Somnul tău este de gălăgie. Am adus steagurile. Ce frumoase sunt steagurile.
Da, îmi plac culorile astea. Sunt foarte frumoase. Dar oare ce reprezintă ele? Pentru că eu nu mai țin minte ce înseamnă Păi, culorile albastru acestea. reprezintă cerul și apa, și galbenul reprezintă grâul, și roșu reprezintă sângele vărsat. Așa-i, văd că ai fost atent la școală. Păi, foarte atent. Da. Bine, atunci voi merge la paradă. Va trebui numai să-mi găsesc niște haine care se potrivească pentru acest eveniment și voi face așa din stegulețe și ne vom distra foarte frumos. Oh, da! Și la sfârșit ne vom bucura de foc de Ce? artificii! Ce? Îmi plac forcurile artificii de afară. Ție. Dar normal că tu vrei doar să dormi. Stai! 2023! Mai avem puțin până la Revelion. Te bucuri prea repede. Peste o lună va fi Revelionul. Oh! Atunci mă voi bucura. Bineînțeles că vom mânca și după aceea ne vom distra, așa-i? Dar poate murăturile tale vor fi cu chili și o să fie foarte iuți! Am uitat să spun în coco. Mie place picantul. Mie nu-mi place picantul pentru că îmi strică tenul. Oh, așa vrei să zici. Ia un ardei iute în gură. Nu-i dau apa, noptișor. Prieteni, gata, calmați-vă. Uite, mergem la paradă și după aceea ne vom bucura de un foc de artificii foarte fain. Și vă dorim tuturor la mulți ani, România! România! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! La mulți La mulți ani, la mulți ani! ani!